Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Vă propun să descoperim resursele educaționale deschise de pe site-urile inspectoratelor județene. Pentru început, sunt convins că veți recunoaște logo-urile inspectoratelor școlare județene. De asemenea, faptul că se lucrează la platforma digitală cu resurse educaționale deschise, EduLib. Dar haideți mai întâi să începem cu începutul. Mai întâi, analiza nevoilor cadrelor didactice legate de utilizarea de resurse educaționale deschise. Analiză realizată de Institutul de Științe ale Educației în anul 2018. Ne vom opri asupra cuprinsului acestei analize și vom descoperi cu plăcere faptul că resursele educaționale deschise sunt prevăzute în articolul 70 din Legea Educației Naționale. Caz în care se recomandă realizarea unei biblioteci virtuale. Așa cum de altfel se precizează, aceasta este o bibliotecă școlară digitală și dezvoltarea platformei poate viza, într-o primă instanță, realizarea unor resurse educaționale deschise ce sunt destinate nevoilor prioritare ale sistemului educațional. Iată-ne pe pagina ISJ Dâmbovița, descoperind resursele educaționale deschise create de colegii noștri pentru nivelul licear. După cum observați, din 2017 până în anul curent 2022, există o multitudine de oportunități. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!